Principalul suspect în cazul uciderii unei copile de 6 ani din Dâmbovița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. E vorba chiar despre unchiul fetei care în ziua crimei a sunat la poliție și a anunțat că i-a luat viața fetiței ca să se răzbune pe fratele său. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ce ați avut cu ea? V-ați certat cu fratele dumneavoastră? Bărbatul care a declarat că și-a înjunghiat mortal nepoata în vârstă de 6 ani în comuna Cojasca a fost arestat preventiv. Va sta 30 de zile după gratii, așa au decis magistrații Tribunalului Dâmbovița, la propunerea procurorilor care instrumentează dosarul. Presupusul agresor a fost și cel care a sunat la 112 sâmbăta trecută ca să anunțe terifianta faptă pe care o comisese. Acesta le-a spus polițiștilor că a vrut să-l facă pe fratele său să sufere după ce a avut o altercație cu el cu o seară înainte. În semn de răzbunare, a ucis-o pe fata acestuia la marginea unei păduri. Polițiștii l-au găsit pe criminal chiar lângă trupul neînsuflețit al fetiței. L-au imobilizat și l-au dus la sediul IPJ Dâmbovița. Bunica inculpatului ar fi declarat că bărbatul suferă de tulburări psihice și că urmează de ceva timp un tratament de specialitate. În astfel de situații se dispune o expertiză medico-legală psihiatrică pentru a se stabili dacă omul respectiv avea discernământul păstrat la momentul comiterii faptei. Nu putea să se răzbune pe fratele lui și atunci a ales această variantă total nefericită și iată că un copil a ajuns în pământ, un defect psihic din punctul meu de vedere va ajunge probabil fie într-o unitate medicală de specialitate, fie în penitenciar, dar pe acea copilă nu va mai aduce nimeni înapoi. Unchiul copilei ucise este acuzat de omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea sta în închisoare între 15 și 25 de ani. Dezastru pe centura municipiului Cluj.